În privința slujirii, în privința predicării, caut acolo unde merg să cer cuvânt de la Domnul. Ca Dumnezeu să îmi dea și Dumnezeu să vorbească eu. În după amiaza aceasta am cerut un cuvânt de la Dumnezeu și am deschis Biblia ca El să-mi dea cuvânt și mi s-a deschis la cartea Estera. Dragii mei, vorbește despre un om rău numit Haman. Și omul acesta, Haman, era slujitorul împăratului. Era al doilea în poporul lui Dumnezeu. După cel care avea cea mai mare putere împăratului, el era al doilea. Acum, ce se întâmplă? Omul acesta rău, Mardoheu, mergând în poporul lui Dumnezeu, la un moment dat a văzut un om care nu se închina înaintea lui și în inima lui a crescut o mare dorință ca omul acesta să se plece înaintea lui, ca el să fie peste el. Cu alte cuvinte, să fie mai mare decât el. Și anume știm că omul acesta era Mardoheu. Citim Scriptura, da? Citim Cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta era Mardoheu. Și omul acesta, Haman, era foarte preocupat de cum să facă să-l pună pe Mardoheu să fie mai jos decât el, să fie sub picioarele lui. Și omul acesta, ca să reușească lucrul acesta, să reușească planul lui și să reușească bietenia lui, a stat de vorbă cu împăratul și s-a dus la împărat, care era cel mai mare peste popor, și a zis: împărate, uite, poporul acesta, așa și așa, vreau să dau niște bani în misteria împăratului, cum ar fi să dau niște bani în numele Domnului, în pușculița ta, împărate, și în felul acesta să mă lași să dau legea aceasta pe care vreau să o dau de nimicire a poporului evreu. Și împăratul a fost de acord, s-a lăsat târât în lucrarea aceasta și a semnat legea aceasta, dragii mei. Și în felul acesta, omul acesta a primit puterea, a primit autoritatea, a primit însărcinarea de a-l pune pe Mardoheu și a pune tot poporul evreu sub picioarele lui și să facă ceea ce el vrea cu ei, adică să fie mai mare peste ei și să facă ceea ce dorește inima lui cu ei. Dar, dragii mei, vedem în continuare șirul de evenimente care s-a petrecut odată ce el a obținut puterea aceasta. Odată ce a obținut puterea aceasta, dragii mei, știți ce s-a întâmplat? El a fost dus în fața împăratului și acolo împăratul i-a pus o întrebare. Ce ar trebui să se facă omului pe care împăratul vrea să-l cinstească? Și el, crezând că e vorba despre el, a zis: păi să se pună pe calul împărătesc, să-i se dea haina împăratului și așa, și mai departe. Dar împăratul îl întreba pentru că vrea să-l pună în cinste pe Mardoheu, care descoperise o uneltire care se întâmplase în popor și atunci împăratul vrea să-i dea cinstea aceasta. Și împăratul i-a dat cinstea aceasta lui Mardoheu, vrăjmașului lui, pe care el vrea să-l surclaseze, vrea să-l pună sub picioarele lui. Și acum mesajul sau titlul scurtului mesaj sau îndemnului de rugăciune pe care vreau să-l dau în seara aceasta este: consecințele neascultării când nu rămâi în slujba pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o și vrei să iei slujba altuia. Consecințele faptului când iei slujba altuia. Ce se întâmplă? În primul rând, dragii mei, prima consecință care s-a petrecut aici este că în loc să crească, așa cum s-a așteptat, pardon, el a scăzut în ochii poporului. Și chiar nevastă sa îi zice la un moment dat, îi zice: nu vezi, zice, că ai scăzut în fața omului acesta, ai scăzut în fața iudeului acestea? Și ce se întâmplă? Când vrei să iei slujba cuiva și uneltești și reușești lucrul acesta, tu ești pus în autoritate. Dar atunci când faci lucrul acesta, tot
cel care e uns de Dumnezeu vine să roagă pentru bolnav și Dumnezeu îi vindecă. Ești pus la amvon de biserică, ești pus la amvon de stăpânire, dar tot ce o vestecare este Duhul lui Dumnezeu, va lucra cu putere la facerea liberării, la lucrurile liberării în popor. Și atunci, în loc să crești așa cum te aștepți și cum vrea mândria din inima ta, cobori și tot acela care e uns de Dumnezeu este ridicat. Aceasta e prima consecință a unui înțeles. Prima consecință atunci când iei slujba sau locul cuiva. A doua consecință, dragii mei, acestei neascultări. Vedeți dumneavoastră, spunea fratele mai devreme, primul vorbitor, spunea despre, da, despre Saul, despre David, spunea lucrul acesta și vedeți dumneavoastră, atunci când Saul, Dumnezeu i-a vorbit acolo în 1 Samuel 15 cu 22 și a zis Domnului, îi plac mai mult ascultarea de glasul Domnului decât arderea de tot, pentru că ai lepădat învățătura și Dumnezeu te leapă de campărat. Și Dumnezeu când a lepădat campărat, el nu s-a dat la o parte ca să lase pe David. Și atunci Dumnezeu a început să preseze asupra lui. Și ce a făcut Dumnezeu? În primul rând, l-a făcut să cadă în fața vrăjmașilor lui. Până, dacă până atunci era victorie, în momentul în care a fost pus în slujba aceasta, el a început să se ducă la război și a început să piardă războaiele. Primul semn al faptului că ocupi o slujbă în care Dumnezeu nu te-a pus este că începi să ai înfrângeri pe calea credinței. Dacă până acum nu te ispiteau unele vici, unele păcate, începi să fii ispitit și să fii biruit, pentru că Dumnezeu nu mai este de partea ta. Apoi, dragii mei, altă consecință este că și poporul avea de suferit. A citit fratele mai devreme, zice, își vor da învățători după poftele lor, dar care este pofta noastră sau care este dorința unui învățător după cuvântul lui Dumnezeu sau a unuia care nu este după voia lui Dumnezeu? Păi vine starea aceasta progresivă, prima dată ești biruit de unele stări și apoi pentru că n-ai putere împotriva Duhului, începi să dai învățătură după starea ta. Și anume, tu n-ai biruință în viața cu Dumnezeu, n-ai biruință în viața de familie și vii la amvon și zici, fraților, știți că toți suntem păcătoși? Știți că toți, fraților, dar prin sângele, dar prin sângele Domnului Iisus, dragii mei, dacă ești păcătos, n-ai ce să cauți la amvon. Dacă nu trăiești în sfințenie, n-ai cum să stai în frunga Domnului Dumnezeu. Nu poți să fii în locul acesta și să zici, fraților, toți suntem păcătoși. Vorbește în numele tău, ești păcătos. Pune-te în ultima bancă, pocăiește-te, smerește-te. Aleluia! Doamne, Dumnezeu! Și apoi, dragii mei, consecințele acestea merg progresiv până la stadiul acesta în care vedem, dragii mei, ultimul stadiu este acela în care omul acesta rău, Haman, este spânzurat, este omorât. Și vedem de asemenea, ne uităm la paralela cu David, că a vorbit fratele despre David, dar n-a avut timp să dezvolte subiectul. Vedem că, la fel, Saul, care a ocupat un post care nu i-a luat, după toate consecințele care au venit peste el, în final a fost omorât. De aceea mesajul care este din partea Domnului în seara aceasta, dacă faci o slujbă la care Dumnezeu nu te-a chemat, consecința finală este că vei fi omorât de Dumnezeu. Asta e consecința finală, vei fi omorât de Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să ne ridicăm în picioare și vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze la ceea ce nu ne-a chemat Dumnezeu. Dar și dacă te afli în seara aceasta într-o postură în care poate Dumnezeu te-a chemat la ceva și n-ai ascultat chemarea lui Dumnezeu, Dumnezeu de asemenea îți vorbește și ție, situația e cu dus întors. Situația e cu dus întors. Și dacă Dumnezeu te-a chemat la ceva și n-ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeu îți vorbește din nou în seara aceasta, ridică-te. Ridică-te și umblă în chemarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Ridică-te și vino la încredințare, la slujba la care te-a chemat Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu nu te-a chemat, dă-te jos de unde te-ai suit. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului.